280 de apeluri prin 112 în doar 24 de ore. Aceasta este presiunea cu care s-au confruntat polițiștii constanțeni pe întreaga durata sezonului estival ce tocmai s-a încheiat. Turiștii au fost prezenți în număr record pe litoralul românesc, iar evenimentele s-au ținut lanț. În total, efectivele Ministerului Administrației și Interiorului la angrenare pe perioada sezonului estival le estimăm la 858, din care polițiști 446 pe serie, 270 de polițiști aparținând inspectorului de poliție județean Constanța și 176 de polițiști delegați, cu sprijinul evident al celorlalte structuri, 412 de lucrători din alte structuri. Anul acesta s-a remarcat o colaborare deosebită între toate structurile Ministerului Administrației și Internelor la Constanța. Polițiștii, jandarmii, pompierii, lucrătorii gărzii de coastă și luptătorii DIAS au acționat împreună la cele mai dificile intervenții. De asemenea, a existat un sprijin deosebit și din partea primăriilor locale, printre care și Primăria Năvodari. De asemenea, trebuie să mulțumesc și Consiliul Județean Constanța și altor autorități care ne-au sprijinit, primăriilor Năvodari, Eforie, Constanța. Iar rezultatele s-au văzut. Pe linie de liniște și ordine publică anul acesta, infracționalitatea de sezon a scăzut, iar pe linie rutieră se remarcă un trend descendent al accidentelor de circulație. Pentru poliția română, creșterea gradului de siguranță a turistului pe litoralul românesc a fost o prioritate. Va rămâne o prioritate, va fi o prioritate și pentru anul viitor. Este adevărat, din ce mi-au prezentat colegii de la Inspectoratul de Poliție Județean, anul acesta avem o creștere, spuneau dânsii undeva, până la 20% a numărului de turiști care au fost prezenți pe litoralul românesc. Pe fondul acestei creșteri pot să apreciez că în sistem integrat, poliția, jandarmeria, poliția de frontieră, cu sprijinul, cum spuneam, al autorităților locale, publice locale și al tuturor celorlalte forțe care au fost implicate aici și au făcut datoria în sensul că pe perioada sezonului estival nu au fost înregistrate evenimente majore. Pentru Poliția Română, creșterea gradului de siguranță a turistului pe litoralul românesc a fost și va rămâne o prioritate. Provocările cresc în sezonul estival viitor. Polițiștii iau în calcul toate variabilele. Turismul de clubbing din stațiuni, festivalurile de la malul Mării Negre și finalizarea autostrăzii Soarelui vor aduce pe litoralul românesc din ce în ce mai mulți turiști.